Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Peste 700 de consumatori au fost debranșați de la rețeaua de gaze, iar pentru reconectare vor fi obligați să achite plată în avans pe parcursul unui an. Despre acest lucru informează Moldova Gaz într-un comunicat de presă. Astfel, în perioada 1-8 august a fost sistată furnizarea gazelor naturale către 708 de puncte de consum, a căror datorie totală depășește 4 milioane de lei. Reconectarea instalațiilor de gaze naturale va fi efectuată după achitarea integrală a plății datorate, dar și a tarifului pentru reconectare. Concomitent, consumatorul respectiv va achita plata preventivă pentru consumul gazelor naturale până la 12 luni. Furnizorul solicită achitarea plăților în termenii indicați în factură și stingerea datoriilor acumulate pentru a evita majorarea soldului datoriei consumatorilor față de SA Moldova Gaz și evitării deconectării instalațiilor de gaze naturale. Ploaia căzută ieri în Chișinău și vântul puternic au lăsat în urmă pagube și chiar tragedii. Un bărbat a murit electrocutat, iar mai multe persoane au ajuns la spital. Despre aceasta a anunțat primarul Ion Ceban, potrivit căruia cele mai afectate de vijelii au fost sectoarele Râșcani și Ciocana. Vântul a pus la pământ mai mulți copaci, unii dintre care au căzut peste mașini, și a smuls acoperișuri, iar șuvoaiele de apă au inundat străzi și subsoluri. Edilul anunță că serviciile responsabile au lucrat întreaga noapte pentru a lichida consecințele precipitațiilor, iar IGSU a intervenit în 10 de chemări. În urma intemperiei de marți seara, un bărbat de 43 de ani a murit electrocutat după ce ar fi călcat într-o baltă în care erau căzute două fire de electricitate. Poliția Capitalei anunță într-un comunicat că incidentul a avut loc pe strada Dumitru Râșcanu din Chișinău. Pe acest caz a fost inițiată o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele, iar mai multe persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale, a anunțat primarul Capitalei. Furtuna, care a durat mai bine de o oră, a distrus acoperișul unei mansarde din strada Nicolae Demo. Vijelia a doborât mai mulți copaci, unii dintre care au căzut peste mașini. Uitați-vă ce se întâmplă, a zburat acoperișul mansardei, drumurile sunt blocate. Uitați-vă ce pagube, mașini au fost avariate. Această porțiune de drum este total închisă. Dar să înțelegeți, aici este drumul principal. E vorba de strada Nicolae Demo. Foarte groază. Natura ne bate. Aici putem să observăm chiar un copac întreg rupt. Vă reamintesc că este vorba despre strada Braniști, din sectorul Râșcanu sau Capitalei. Din cauza vântului puternic, tavanul unei locuințe din capital a fost distrus de un copac. Imaginile au fost publicate pe Facebook de proprietara, care a menționat că a avut mare noroc că nu era acasă în momentul în care a avut loc incidentul. Iar o altă femeie a scris pe rețelele de socializare că s-a trezit cu geamul spart după ce o creangă a căzut, ce a provocat mai multe pagube. Iar mai mulți șoferi s-au trezit cu mașinile avariate de copaci căzuți peste ele. Participanții la trafic au distribuit pe rețelele de socializare imagini cu automobilele care confruntă șuvoaiele. În unele cazuri apa a reușit să pătrundă și în automobile. Alt conducător auto a fost la un pas de tragedie după ce un panou electric a căzut chiar în fața sa când se deplasa pe o stradă din capitală. De asemenea, unii șoferi s-au pomenit cu saloanele pline de apă. După ploaie, unii locuitori s-au mobilizat pentru a curăța gurile de canalizare, astfel încât apa să se reverse mai repede pe străzi.
Potrivit autorităților municipale, serviciile responsabile au lucrat întreaga noapte pentru a lichida consecințele. În cadrul unei ședințe operative desfășurate la primărie, primarul Ion Ceban a precizat că sectorul Râșcan și o parte din sectorul Ciocana au fost cele mai afectate de intemperie și vor rămâne miercuri și joi fără iluminat stradal pentru a permite serviciilor specializate să intervină. Toate absolut regiile mobilizate la evacuare, la intervenție, la soluționare. Aveți exact 3 zile, nu mai mult de 3 zile, să fie curat în sector, atât în Râșcan, cât și în Ciocan. Ceea ce este în sectorul Râșcan e ca în filmele de groază. Și acolo trebuie să intervenim cu toată lumea. Într-un comunicat, municipalitatea anunță că au fost înregistrate peste 450 de apeluri de la cetățeni care au cerut ajutor pentru eliminarea consecințelor ploii, aproape 90 dintre ele țin de înlăturarea arborilor dobărâți. Mai multe străzi au fost inundate, câteva acoperișuri au fost avariate, au fost rupte cabluri electrice, iar gurile de canalizare au fost blocate din cauza cantității mari de precipitații. Și angajați Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au efectuat peste 40 de intervenții, majoritatea în municipiul Chișinău. Salvatorii au ajutat la pompare apei pătruse în locuințe și subsoluri, la defrișarea copacilor căzuți și au înlăturat acoperișul unui balcon căzut într-un apartament. De asemenea, au tractat o ambulanță blocată în noroi pe strada Varneța din Chișinău. De intervenția specialiștilor a fost nevoie și în localitatea Grătiește a municipiului, după ce o creangă a căzut peste o conductă de gaz. Conform informației recepționate de la furnizorii de energie electrică, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, marți seara au rămas parțial fără electricitate 18 localități din raioanele Strășeni, Anininoi, Hâncești, Uta, Găgăuzea, Cantemir, Cimișlia, Leova și municipiul Chișinău. De dimineață erau deconectate de la curent parțial 3 localități din Uta, Găgăuzea și Cantemir. În urma intemperiilor de aseară, din fondul de rezervă vor fi alocate 2,5 milioane de lei pentru înlăturarea pagubelor. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău, convocată la amiază în ședință, a anunțat pe Facebook primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Potrivit lui, angajații direcțiilor din cadrul primăriei vor munci după un program extins pentru a lichida consecințele și vor fi remunerați conform noului grafic de lucru. Edilul susține că prioritar trebuie să fie asigurat accesul în curțile blocurilor și cele ale instituțiilor de învățământ. Valoarea pagubelor provocate de furtună urmează a fi stabilită. O altă decizie ține de intervenția carabinierilor în spațiile publice pentru a le securiza până la curățarea tuturor zonelor de risc. Agenția Proprietăți Publice ar putea încheia în următoarele zile un contract cu o companie ce va realiza auditul datoriei Moldova Gaz față de concernul rus Gazprom. Despre acest lucru a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spân în studioul unui post de televiziune. Vicepremierul Andrei Spână a declarat la o emisiune de la Postul TV Vocea Basarabiei că nu mai este mult până la semnarea unui contract cu o companie care să facă auditul datoriei la Moldova Gaz, fără să ofere însă detalii despre firma care ar urma să efectueze analiza. Am anunțat deja că APP este pe ultima sută de metri și s-ar putea ca în zilele următoare să avem și o noutate bună în acest sens. Adică să aflăm cine a câștigat? Să aflăm dacă s-a semnat un contract pentru realizarea acestui audit. Am încercat să aflăm și poziția Agenției Proprietăți Publice cu referire la această declarație, dar directorul instituției, Eugeniu Cozonac, și nici purtătorul de cuvânt al APP nu ne-au răspuns la telefon. Andrei Spânu a declarat că principala sa așteptare este ca auditul să arate cum anume s-a format restanța de sute de milioane de dolari. Cred că această întrebare este una de interes major pentru toată societatea și societatea, în momentul în care își asumă o parte din această datorie, trebuie să știe că totul este corect. Ori eu personal nu pot să-mi asum să pun semnătură sau să accept că nu știu de unde a apărut o datorie de 800 de milioane de dolari.
Anul trecut, contractul dintre Gazprom și Moldova Gaz a fost prelungit pentru o perioadă de 5 ani. Acesta prevedea și efectuarea unui audit pentru stabilirea tuturor cauzelor care au dus la acumularea unei datorii istorice de aproximativ 700 de milioane de dolari. Procedura a rămas nemișcată după începutul războiului din Ucraina. În luna august, Moldova Gaz va plăti 1458 de dolari pentru fiecare 1000 de metri cub de gaze naturale cumpărate de la Gazprom. Potrivit șefului de la Moldova Gaz, asta înseamnă cu 478 de dolari mai mult decât în iulie, când achitase 980 de dolari pentru aceeași cantitate. Urmarea scumpirii, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat un tarif de 22 de lei și 99 de bani pentru un metru cub de gaze naturale. Procuratura Generală dezminte acuzațiile fostului președinte Igor Dodon, care spune că, fără probe, procurorii au adunat un braț de, citez, maculatură în dosarul denumit generic Energocom. Reprezentanții instituției susțin că acuzatorii au acumulat suficiente dovezi, precizând că nu vor comenta declarațiile fostului șef de stat. Să comentăm declarațiile unor participanți din cadrul dosarelor penale pe care procuratura le are în investigație și la fel nu o să comentăm declarațiile unor politicieni. Marți, Procuratura Generală a anunțat că a încheiat acțiunile de urmărire penală pe episodul incriminat fostului președinte Igor Dodon, vizat în cauza penală denumită generic Energocom. Potrivit unui comunicat al instituției, fostul președinte este bănuit că în 2008, pe când era ministru al economiei, ar fi participat la o schemă ilegală de import a energiei electrice, prin care statul a fost prejudiciat cu aproape 124 de milioane de lei. La rândul său, Igor Dodon se declară nevinovat, precizând că va demonstra acest lucru. Decizia Tribunalului Arbitral al Camerei de Comerț din Stockholm, care a respins cererea Comax Avia Airport Invest împotriva Republicii Moldova, este definitivă. Astfel, acest dosar este finalizat, a scris ministrul Justiției Sergiu Litvinenko pe pagina sa de Facebook, unde a comentat declarația Comax Avia Airport Invest despre verdictul instanței. În reacție, compania susține că arbitrajul de la Stockholm a luat în considerare doar admisibilitatea cererii și nu a existat o examinare directă în fond a acesteia. Iar procesul în cazul aeroportului din Chișinău, în principiu, nici nu a început încă. După ce Agenția Proprietăți Publice a reziliat contractul de concesiune a aeroportului internațional Chișinău în vara anului 2020, Comax Avia Airport Invest a intentat un proces împotriva Republicii Moldova la Curtea de Arbitraj Stockholm. Ea a acuzat Chișinăul de încălcare a acordului interguvernamental dintre Republica Moldova și Cipru privind promovarea și protecția reciprocă a investițiilor și a cerut despăgubiri în sumă de 883,7 milioane de euro pentru presupusa retragere forțată a investițiilor sale în legătură cu rezilierea contractului de concesiune. Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko a scris însă în 3 august într-o postare pe rețelele de socializare că Tribunalul de la Stockholm a respins cererea Comax Avia împotriva Republicii Moldova, obligând-o să plătească țării 216.000 de euro cu titlu de despăgubire pentru cheltuieli și 422.000 de euro taxe arbitrale. Potrivit lui Litvinenko, decizia a fost luată în favoarea Republicii Moldova, întrucât Comax Avia Airport Invest, conform dreptului internațional, nu are investiții în aeroportul internațional Chișinău. Hotărârea arbitrală a Tribunalului Arbitral de la Stockholm, Suedia, este o hotărâre finală. Această hotărâre finală nu este una intermediară sau parțială, ci una finală. Hotărârea finală este adoptată pe fondul faptelor că Comax
Max Avia nu are investiții în temeiul dreptului internațional în aeroport. Dat fiind că nu există investiții, tribunalul arbitral a respins toate pretențiile, creanțele și alegațiile lui Comax Avia, a scris Litvinenko pe Facebook. La rândul său, Comax Avia Airport Invest, care deține compania concesionară a aeroportului internațional Chișinău, drept răspuns la afirmația lui Litvinenko, a afirmat că Curtea de Arbitraj din Stockholm a luat în considerare doar admisibilitatea cererii și nu a existat o examinare directă a fondului cererilor. Iar procesul în cazul aeroportului din Chișinău, în principiu, nici nu a început încă. Statul, reprezentat de avocatul său, a fost cel care a cerut să nu fie examinată cererea de fond și să exclude cauza de la examinare în principiu. Suntem siguri că o asemenea tactică a fost aleasă de stat la sugestia insistentă a avocatului, întrucât acesta, ca nimeni altul, înțelege că pretențiile Comax Avia Airport Invest LTD sunt justificate din punct de vedere juridic și ar duce la învingerea Moldovei, se spune în declarația companiei. Faptul că arbitrajul de la Stockholm nu a satisfăcut pretențiile financiare ale companiei Comax Avia față de Republica Moldova nu înseamnă că aeroportul internațional Chișinău va reveni acum sub controlul statului. Litigiile privind concesionarea aeroportului vor continua în instanțele naționale, care într-un final îi vor decide soarta. Acest lucru a fost declarat pentru ziarul de gardă de către Agenția Proprietăți Publice. Încă nu, această decizie este o parte la o strategie în mai multe dosare și urmează să se expună și instanța din țara noastră. Sunt câteva dosare în instanță. Urmează să fie emisă o decizie a instanței din țară pentru a prelua cu adevărat bunurile care au fost concesionate, a menționat șeful APP Eugeniu Cozonac. Decizia de concesionare a aeroportului internațional Chișinău pentru o perioadă de 49 de ani a fost luată în 2013. În 2020, însă, Agenția Proprietăți Publice a reziliat contractul de concesiune și a cerut companiei care administrează instituția să restituie statului toate bunurile luate în concesiune. APP a motivat desfacerea contractului prin faptul că investitorul nu și-a îndeplinit obligațiile față de stat. Comax Avia Airport Invest nu este de acord cu aceste pretenții și a intentat un proces la arbitrajul de la Stockholm împotriva Republicii Moldova, în care a acuzat presiunea statului asupra unui investitor privat. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gărganov și vă dau informații la ora 19. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!